mulțumim și domnilor de la Exclusiv TV pentru prezența aici. Și o să dau citirii ordinei de zi. Deci, având în vedere prevederea articolul 39 alineatul 1.3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală modificată și completată, în baza dispozițiilor articolul 48 alineatul 2, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A și articolul 117 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală modificată și completată de dispun. Se convoacă Consiliul Local Berzunț în ședința ordinară pentru data de 13.02.2017, ora 13, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții modernizare drumurilor locale în Comuna Berzunț, județul Bacău, după actualizarea TVA-ului de 19%. După cum știm, s-au modificat TVA-ul de la 20% la 19%. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente obiectivului de investiții modernizare drumurilor locale Comuna Berzunț, județul Bacău, satele Berzunț, Dragomir și Buda. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică Școala Gimnazială Alexandru cel Bun, Berzunț, Comuna Berzunț, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrale termică la Școala Gimnazială Alexandru cel Bun, Berzunț. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrale termică la Școala Gimnazială numărul 2, Dragomir, Comuna Berzunț, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare, extindere în vederea realizării grupuri sanitare și centrală termică la Școala Gimnazială numărul 2, Dragomir, Comuna Berzunț. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse de prin decizia numărul 4 din 20.03.2017 și a raportului de control numărul 16/1905 din 9.12.2016 emise de către Camera de Conturi județul Bacău. Secretarul diverse, iar secretarul Comunei Văzut va duce la deplinirea prezent la împlinirea prezentului. Vin cu o propunere, întrucât, așa cum prevede legea, s-a tocmit această ordine de zi cu 5 zile înainte și fiind anunțat de la trezoreria satului, pentru că cifrele pe buget nu sunt oficiale, adică nu sunt bătute în cui, propun ca punctul 1 și 2, încheierea exercițiului bugetar pe 2016, plus aprobarea bugetului pentru 2017, să le analizăm într-o ședință extraordinară care va avea loc imediat după aflarea cifrelor exacte de la buget. Pentru că nu putem discuta, nu știm despre ce se discută exact. Mi s-au dat niște cifre care cât de cât sunt acoperitoare pentru anumite chestii de ajuns în ajunge, că așa se întâmplă. În schimb, v-am zis, ni s-a comunicat că nu sunt reale și nu sunt sigure de așa ceva. Da, o să-l rog pe domnul consilier, pe domnul Simon, să preia conducerea ședinței, supună la vot. Da, la ordinea de zi a fost anunțată. Dacă sunteți de acord cu punctele prezentate de domnul primar, cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este împotrivă. Deci, așa cum spunea și domnul primar, cifrele de buget nu au fost încă exacte și de aia suntem în voi să mai facem o
ședință extraordinară și în momentul când vor intra în posesia cifrelor fixate. Mâine avem o... Da. Cer scuze, de mâine avem invitație de la domnul Contabil la Consiliul Județean pentru a discuta exact. Și cred săptămâna care vine, mari subiectul o să fie ușor pe sectorul de se trece la primul punct al ordinii de zi, hotărârea privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente proiectului de modernizare, modernizare drumul local cu un avenitor de ceva Bacnauxat, Elibier de Loc, Dragomir Buda. Cum ați spus foarte bine că deja avem un proiect în derulare de asfaltare a unor drumuri comunale și acum urmează să poate anul ăsta prindu și finanțarea pentru celelalte zone care n-au fost prinse în primul proiect. Deci aici trebuie să vă prezint valoarea investiției. Valoarea investiției este de 4.341.254 lei, inclusiv TVA, din care de la bugetul de stat este primim 4.017.100, inclusiv cu TVA. Și la bugetul local, 347.954, inclusiv TVA, din 19%. Deci, acestea sunt cifrele și aș dori pe marginea acestor cifre care s-au anunțat sau, și s-au reactualizat, dacă sunt probleme aici, din domnul consilier, care mai ales cu majoritatea, deci avem consilieri din toate satele componente a comunei și această investiție cuprinde aproape toate zonele, toate satele, vă rugăm dacă sunt probleme. Dar probleme toate satele, zic că deci, cu permisiunea noastră, vreau să vă aduc la cunoștință că indicatorii ăștia au costat niște modificări datorită TVA-ului schimbării TVA-ului. Deci, noi am mai avut o discuție când am aprobat bugetul pentru finanțarea drumurilor care sunt în derulare. Sperăm că până la sfârșitul lunii se depune următorul proiect, datorită acestor valori din TVA care s-au modificat, suportă modificările și indicatoarele astea. Vreau astea sunt și care poți să cu aici rămâne Gironat, care a câștigat, că sunt proiecte în derulare, dar celelalte, când se semnează contractul de finanțare, se dă numai procedură. La dar data da. Dar ce pune la cine este pentru aprobarea acestui indicator? Astea sunt modificări, de fapt, la da. Da, te vreau. Prețurile au fost altele, s-au modificat și astea la oare. Da, da. Numai de la oare, astea câți ani din nu, asta e proiectul de care e... Nu, este valoarea totală a proiectului. Cu TVA de 17, nu ne interesează banii cheltuiți. Aia este o anexă care mă cere... Întrebam în sensul să vedem cât se mai poate face modernizare, cât și drumul vor mai fi modernizate. Da, proiect. Asta e un proiect. Avem un alt proiect care se depune pe 20 și pe data de 20. Și ați spus toate o să fie în discuții... locale din comun, care nu au fost făcute până acum. Da. Discutăm ieri punctul 2. Da. Se pune la urmă. Cine este pentru acest punct de ordine? Dacă cineva se abține sau împotrivă, deci primul punct al ordinii a trecut. Iar un proiect de hotărâre trebuie să depunem acum. Și trebuie actualizat, adică s-a actualizat devizul, trebuie să facem hotărârea cu TVA-ul de 19%. Ce aveți în mână? Satele Berzunț, Dragomir... Berzunț, Dragomir și Buda. Da. La 7-2. Da. Următorul punct al ordinii de zi. Deci, în privind aprobarea asigurării, potențialul obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la școala gimnazială Alexandru Cernăvăt. Da, văd, băi, vreau. Asta e totul. Următorul. Asta e la lucru de tot trei. Nu, e chiar aici, următorul.
Satele Dragomir. Dragomir, l-am zis. Ăsta, ăsta, lăsați, nu mai amestecat, că era mai mult. Da. Deci, așa cum am zis, satele care intră, care prinde acest proiect, sunt satele Berlut, Dragomir și Bulea. Deci, cum am zis, prinde toate satele concurente ale comunei. La acest punct, deci se leagă cu primul punct de la urmă. Dacă sunteți de acord cu modificarea indicatorilor, cine este pentru? Da, dacă... De fapt, astăzi de asta... Aș avea o ședință, o propunere. Dacă s-a mai luat odată hotărâri, nu le mai citim. Ne-a spus domnul primar, el se modifică din cauza revizului. Automat, nu are TVA-ul de la 20 la 18. Da. Astea sunt hotărâri care mai am trecut. Aș vin cu niște solicitări, schimbându-se coeficiențele aia din deviză și mărindu-se plafonul de salarii la așa, o să trebuiască să mărească și să ceară de la Ministerul Dezvoltării diferența aia de valoare, să acopere salariile, mărindu-se salariul minim pe economie, să solicite către Ministerul Dezvoltării deci acea sumă necesară. Deci la lucrarea care o avem, acum s-a primit mailul, că din cauza asta am ieșit, mi-a cerut număr de înregistrare la adresă, prin care solicită un act adițional la contractul care îl avem, din cauza măririi salariului de la 1 februarie. Cu toate că domnul primar a discutat, a zis că trebuia prevăzut. Când s-a făcut devizul ăla, proiectul s-a început de 2 ani de zile. De la acum, da. Se duce cu 2 milioane, cresc salariile. Ei nu credeau că măresc. Bine, asta e. Deci, deocamdată, noi acum era vorbind de TVA, că nu se modifice valoarea finanțării, automat bănuiesc o altă ședință și o să și atunci schimbă valoarea de viitorie. Punct, proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelării cu finanțării proiectului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere, vederea realizări de grupuri sanitare și generală termică la școala gimnazială, acestatul cel bun de tot, cum a venit de departament. Și asta la fie, la ce discutau, dar e fiind vorba de TVA, deci, astea sunt luate cu hotărâri de tot. Păi și pune la vodă, Lucian. Deci am vorbit cu toate. Deci am vorbit cu toate. Deci am vorbit cu toate. Deci am vorbit și pe comisii. Înainte de revenire, pe toate și ne-am uitat și ne-am scris. Poate să... Cine este pentru? Hai să o... Deci... Următorul. Ce problemă? Nu e cu finanțarea, nu e evaluarea proiectului. Da. Și felile aveți dumneavoastră în fața comisiei. Să trecem la proiectul ăsta de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia numărul 4 din 2021. Domnul consilier, chiar l-ați citit, care bine a fost pe masă măsurile, să le vedeți. Prin adresa respectivă, care am primit-o în 10 zile, aveam termenul acum la dispoziție, că dumneavoastră sunteți nu administratorul. Cei patronul ar veni al societății respective. Că știți, e Consiliul Local și administrator în echita. Deci, după cum știți, ceea ce domeniul public și privat, a fost supus unei verificări de la Camera de Conturi Bacău și s-a verificat de când s-a înființat până la zi. Aici aveți în spate toate raportul puțin, dacă vreți să-l citesc, dar e prea... Măsurile. Mai ne-am citit, măsurile. Măsurile. Sunt măsurile. Aveți în fața la hotărârii, zice. În fața hotărârii, da. Respectarea reală și exactă operațiunilor financiare contabile, ambulanță, contabil și
contul de profit și pierdere. Conducerea executivă SICE domeniul public și privat va lua măsuri concrete pentru înregistrare în contabilitate, în codul sistemice și analitice a tuturor operațiunilor economice conformitate cu regulile stabilite prin instrucțiuni de utilizare a conturilor reprezentate de impunere în Ministerul Finanțelor Publice. Acceptarea, la difruntarea numai documentelor care îndeplinesc potrivit legii, contabilității, calitatea de document justificativ. Verificarea operațiunilor economice efectuate în perioada 2012-2015, după natura și scopul acestui pe baza documentelor justificative legale. Efectuarea corecțiilor ce se impun și analiza implicațiilor acestor asupra rezultatelor financiare ale societății. Corectarea erorii semnificative aferente exercițiului financiar pe seama rezultatelor raportate, cu prezentarea acestor în note explicative la situația financiară aferente anului 2016, conform punctului 2.5.2. Corectarea erorii contabile stabilite prin ordinul finanțelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situația financiară anuală individuală, situația financiară anuală consolidată. Aplicarea procedurilor de control era intern contabil și financiar, astfel încât să se asigură informații contabile financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității la un moment dat. Aici, iar la un punct aici, referitor la închiderea exercițiului financiar, conducerea executivă SICE domeniul public și privat de în SRL va lua măsuri concrete pentru stabilirea rezultatului financiar în condițiile legii, prin extinderea tuturor evenimentelor și operațiunilor economice financiare, așa cum acestea se produc în baza documentelor justificative, astfel încât rezultatul raportat să fie în concordat cu realitatea. Angajarea de credite necesare acoperirii necesarului de finanțare în conformitate cu revederea actului constitutiv. Așa, la 4, respectarea dispoziției legale privind realizarea indicatorilor din buget de venituri și cheltuieli aprobate. Conducerea executivă SICE domeniul public și privat va lua măsuri concrete pentru fundamentarea, elaborarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în formatul și structura reglementată de ordinul Ministerul Finanțelor Publice, numărul 2032-2030, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli informate de către unii operatori economici, precum și anexele contabilitare etc. Iar va fi elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, va avea în vedere ca angajarea cheltuielilor să fie corelată cu posibilitățile reale de încasări venituri, veniturile estimate să se realizeze. Transmitere spre aprobare, așa, de către Consiliul Local a bugetului de venituri și cheltuieli, conformitate cu articolul 12 din Guvern 6 din 2013, privind întărirea disciplinii financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari care dețin direct, ori indirect, cu o participare majoritară. Urmărirea exercițiului bugetar în vederea bugetului de venituri și cheltuieli, în structura, gradul de realizare veniturilor, de efectuare cheltuielilor și obținerea rezultatelor, grad de realizare și a principalului indicatorii economico-financiare, cauzele nerealizării sau depășirilor responsabilităților concluzii. Corelarea datelor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli cu cele prevăzute în evidența contabilă. Aici sunt date niște termeni, toate termenele sunt date până pe 28.04.2017. E vorba totuși de chirie, deci chiria nu se dă contract de comodat unde sunt societăți comerciale, dar astea sunt discuții vechi, că știți că și cu doctorul când a fost. Deci unde sunt societăți aducătoare de venituri, nu există comodat. În chiriere. Deci chirie, trebuie să luăm redevenți. Deci unde se dă cu titlul gratuit așa ceva, că e următorul. Apoi s-au încasat niște bani de la Asociația Măgura. Dacă greșit la deviz în plus, trebuie dat banii înapoi. Dar în compensare trebuie să ne dea și... Automat, da, nu, că se compensează cu tot ce e. Și majoritatea, i-am văzut cum să-și facă un compartiment de achiziții publice,
care asta este obligatoriu, conform legii actualizate a achizițiilor publice, poate să facă în SEAP, cumpărările directe, deci numai în cazul când nu se găsește în catalogul SEAP-ului sau când SEAP-ul nu funcționează sau când prețul pieții este mai mic, atunci am nevoie să fac achiziție cu ofertele cum eram noi obișnuiți înainte. Deocamdată de anul ăsta nu mai prin SEAP se fac achiziție. Deci, până pe 28, tot, trebuie... Eu, în hotărâre, puteți să citiți hotărârea punctul 2, l-am pus pe domnul administrator, răspunzător de ducerea la îndeplinirea celor măsuri impuse. Dacă sunteți de acord, mă gândeam pe cine să pun... Părerea mea este să ne spune cineva să fie superioare, sunt contabilitate. Sunt contabilitate separată, de asta la guvării. Da, vor contactați separat și poate noi, părerea mea este că... Da, de ar fi foarte pregătit. El e economist sau ce e? Da, economist. Dacă economistul, cred că el ar fi un să țină. Nu administrat. Nu, dar și administrat. El e administrat. S-au depășit niște coeficienți la devize. Care curtea de culturi au hotărât că s-a exagerat. Deci, normal și normal, în legea asta finanțelor publice se permite de la 1 la 7, de la 2 la 12, nu. Ei au considerat că au folosit maximul de coeficient și că nu trebuie atât. Și acum trebuie returnate niște sume către Asociația Crescătorilor de Animale unde s-au efectuat lucrări. Sau că a adus betonul cu cifa și a pus mai mulți kilometri. Trebuie la fel. În urma raportului făcut, s-a comunicat către administrator și către contabilul societății, care au luat la cunoștință, până pe data 28, pregătesc răspunsul la solicitarea Camerei de Conturi, Curții de Conturi, și o să fie să transmisă și dumneavoastră exact gen, adică, negru, galben, exact totul ce s-a făcut, cum s-a făcut, duce la îndeplinire. Pentru că nu ne putem sustrage de la așa ceva și trebuie să o facem. Luna viitoare, prezintă bună de vine cu și atunci, anul 2016. Și atunci o să discutăm mai mult pe marginea... De fapt, ședința de astăzi, cam asta a fost rolul ei, de a aproba cei coeficienți de modificare, sau modificat datorită TVA-ului, raportul Curții de Conturi și la diverse, dacă dumneavoastră aveți... Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Care sunt de acord cu acest proiect? Care s-a abținut cineva? Potrivă, deci... Nu știu mai la acest punct, cum am zis, o să mai discutăm când s-a prezentat bugetul în direct și cheltuielile în urma noastră. La diverse, dacă sunt probleme, domnul Sandu. Nu mai trebuie niște acolo de la parte de acolo. La diverse și problema diverse. Acum cu iese de acum aici pe broare. Marcea de iese primăvară cu animal iese ia pe ciobeni și pe vii. Dacă voi deci duce pe toate vinii, mă fără și mă zis. Deci astăzi am avut de ce vreau să spuneți? Să luăm niște măsuri, că să nu am consumat. Ciobienii. Da. Cu o idee să cum mă iese prima acum, iar la domnul e mai degrabă. Așa, la domnul e mai degrabă și pleacă pe toate câmpurile. Să duc la cuvina. Să intervin la acel program de pășunat. Deci, astăzi am avut o întâlnire cu toți cei care vor să-și facă STEM, conducătorii ăștia de STEM. Au venit aici, neinvitați, au venit ei de bună voie, au venit și cu o propunere și au venit și cu o discuție vis-a-vis de Asociația asta Crescătorilor și Animalelor, Crescătorilor de Animale Măgura Berzuț, unde eu le-am sugerat niște idei și intenționează să-și facă o asociație a lor, care Consiliul Local să fie de acord pentru a lua ei acea subvenție de la APIA și să se ocupe de îngrijirea pășuri. Pentru că au semnalat niște nemulțumiri, am fost de acord cu ei, numai dacă o să pun în practică ceea ce și-au dorit, cred că o să fie benefic. Plus că
Le-am propus, doar ca o propunere, a fost pentru schimbarea anul acesta a pășunii. Știți că avem foarte multe reclamații de la cetățenii care trec spre podul Teiului, cum se numește locul de acolo, câini mușcă câinii, da. Copiii mici nu se pot duce la locurile care le aparțin. Și, repet, le-am făcut doar o propunere, hotărârea o las dumneavoastră, și am propus și sunt de acord, că după 10 ani, am văzut că sunt 10 ani de când stăpânesc, pășunează în partea asta, da. Să facem schimbul înapoi. Și o să fie benefic și vă spun și de ce. Animalele după Dragomirul și după Buducarul pășunează partea din față a izlazului, Moreniu vine tot pe partea asta din față, când se termine mâncarea aici, Dragomirul și Buducarul îi pleacă, că nu mai are ce mânca, iar Moreniu se retrage la somn, de unde deja ei își conservă acolo și își păstrează. Făcându-se delimitarea între pășunea de la Moreniu și asta de la Berzun, zis așa, prin izlazul oilor, nu mai au acces atunci să treacă de colo-colo și fiecare rămâne cu bucățica lui. Plus că sunt acei ani în spate unde s-a... 12 ani. Buienii, gunoiat, cum se voie, s-a îngreșat cu solul. Nu, da. Dar nu se făcea târlirea. Eu mi-am aminte că mereu aprobam așa ceva, mutările. Da, și dacă dumneavoastră o să fiți de acord cu asta, în următoarea ședință, cu bunem pe ordine de zi, să văd. Mai înainte de la ședința cu un automat se face acea discuție. Ei iese în mai. Niciun fel de problemă. Ce fac ei până în mai? Ei trebuie să dovedească. Unde duc și ce mâncare dau ei la oi până în mai? Aici vreau să spun, că ei vor să aducă oile mai mari. Asta vreau, el și le dă drumul la vii la oameni. Se încălzește. Când se încălzește deja toată. În ce? Și oamenii frumoși sunt oameni. Ei trebuie să dovedească. La vii, strâc își fac asociații. Dacă și-au făcut asociații, acolo trebuie să dovedească. Ce mâncare dau eu la oile? Asta am 200 de oi. Dau exemplu de vecine. Are 200 de oi. Are ca suprafață de teren, să zic, maxim 2 hectare. Tot chirotiul, tot plăchiul, și nu poate să iei asta. Cum poate el ține oile? Două luni, trei luni de zile. Care martie, aprilie și puțin din mai. Două luni. Și mai are și toamna încă două, trei luni, care la fel nu pot dovedi că au cu ce să le întreține. Eu l-am alungat de la mine piluțăr și de aici față, că s-a pus la mine aproape. Și el tot așa zice că are ce. Ei trebuie să dovedească asta. Unde pășunesc tu? Tu ai contract, de pus direcția și... El trebuie să-mi ia subvenție, până nu dovedește unde duce, are teren să-și țină mai cu oameni așa cum are baza materială. Din octombrie nu mai are ce căuta cu pășunea bună. Sau să strâng oile atunci înainte poți să pleci pe pleacă pe așa. Dar ce să strânge? Oile sau lor? Sau lor. De asta vor ei asociația. Oile sau lor. Acum ce se întâmplă? Ei, dacă s-a asociat, nu trebuie de drept. Din ăștia care au fost probleme, care le-au făcut, au mai scăpat de urmă, ce l-au vândut oamenii. Că sunt toți. Dar ce le reau unul dintre oamenii serioși, vă spun eu. Și spui eu, dar altele au primăvară. Gata, terminat. Și cum au fost probleme și toți stau și mulți. Și are teren, Marcel. Deci Marcel poate dovedi că și poate îi ține mări. Florina are teren, poate să-și țină oile. Ei, sunt care nu. Panțăr ar mai fi cu probleme. Păi Panțăroc, când l-a luat pe Tisa la aia, toate Tisa, dar crezi că numai Tisa o ținută, că l-a luat tot cantonul ăla pe acolo, l-a luat tot podul Tiului. Acolo băga oile. O demonstrează, vine cu contracte de arendă, cheie, cu pe lare, fiind. Să-i contract. Găsești să facă contract, da. Tot o demonstrează. Că discuția asta mai avut. Păi, și eu nu am fost de acord niciodată cu ieșirea oilor la pășură, pe pășurea oamenilor. Ei, gândim la o formă legală, în știință, îi invităm aici la o ședință pe conducătorii așa de stâlim, așa, ne gândim la o formă legală, hotărârea dumneavoastră. Demonstrează că are o anumită suprafață. Și nu au ce căută. Și o să faci din avia, dacă oile de la... Dau exemplu. El le ține la... Rău în omul, sau unde știți. Sau la bășă. Cum să faci din avia, dacă vii la anul tău? Și dimineața și seara. Păi să iei 200 de oile, nu poți să le ții pe drum, poți să... Dacă ai 10 oameni, le ții pe drum. Dar să duc care băieții să duc să joacă mai bărșură. Are copilul din ăsta care e în voar și... Copilul e nevinovat. E nevinovat. Dacă nu are interes să le țină pe drum, era în interes să le ia pe exterior. Și nu s-a le să duc pe drum. Aia ți-a arătat și ghiota. Așa le ținea în drum în fața porță. Nu le vei ducea pe drum. Era în interes să le ajungă acolo. Am niște lucruri, acolo nu am mai să mai poți. Atât o stat și atât le-am învârtit de acolo până rămas așa. Nici nu vedea cum ai răsat. Am zis că ăsta, Grigoriță-i Corcovan, dar și ce-o ce la fel. Dar cel de acolo e Grigoriță, da, asta, Grigoriță, pe... Eu am votat asta, e o problemă foarte, foarte mare. Toată lumea, poți... Alte probleme la tine. Eu una am.
Altă întrebare. Nu se poate rezolva, pentru că mașina care vine de la Bacău pe drumul județean, ajunge până în Iarul, la Adam și la jos n-ajunge cu dată niciodată. Care mașina care vine la Bacău? Păi de la Bacău, de unde vine, care pe drum, care dă și zbură. Deci până la exact, cu agenda la Adam vine și de acolo nu ești. Cu dată seama că rămâne și schitul și cu dată toată lumea. Și nu vine. Dacă asta nu a venit, nu e locul ăla, nu suntem mai acolo. Asta spune cu doamna Stomieru că ea... Da, s-a făcut o prezoprește acolo. Ori trebuie stabilit, ăia să mai ducă 300 de metri, că nu mai are 3, 4, 5, cât are de mersi. Și sunt societăți diferite. Și nimeni nu face prezează serviciul de comandă. Dar cine-l stabilit? Dumneavoastră, așa și consilier, luați numărul de la domnul Vici, al celor care răspunde, sunteți acolo și vedeți ce se întâmplă zi de zi, ori îl anunțați pe domnul Vici și sună acolo, la noi de când au dat un păspaie, deci de acolo se patinează și împing la mașină. Asta a fost în pod, așa a văzut, e adevărat. Și zai că acum s-au mai întopit, că au mai fost ziua, dar restul... Deci, din fapt... pe doamna și spune că facem adresă către rețe de drumul județene, că nu și onorează contractul. E interesant cine a făcut împărțirea aia de a ajuns exact până deasupra în deal și nu coboară pentru sat, pentru sat. Deci eu l-am ajuns până în deal s-a dus. Și până în deal s-a duce la solicitarea noastră scrisă și... Da, a venit, vine. Deci acolo ei aveau până la ciocat, la butucat, până acolo avea. S-a dus cu mașina în șanță acolo și i-am scos noi afară și am insistat la ea și se duce până la geta lui Adam. La tot. Acolo, capul. De acolo trebuie să vină mâine, știu, până sus la geta lui Adam. Să dea Dumnezeu să vină mâine, știu, dar nu a venit, asta e de și acum la mai este o zi de iarnă. Astăzi... A, este o zi de iarnă, când primăva scâmpă. Da. Astăzi, azi că mă dia așa. Și avea legătura cu cei de la... O sonă și m-a dat și... Acum, acum, da, dacă se vine, exact, că a mis de 5 zile și nu a venit nimeni. Eroarea când a fost mai critică. Aceeași probleme și pe Butucaru, la Jutarașul, la Tărcuț, la Nechifor, până la fel, gheață, gheață, acolo dacă s-a venit și... Asta e niciun loc mă dia liderea parcă. Nu și că am intervenit de atâtea ori, că chiar o să vin cu propuneri în vara asta și trebuie să nimic de foarte bine să facem niște pază, dar nu din alea care ei le fură, ci din alea care ce facem cu ei, ca să putem să mobilizăm, să putem mobilita și opri fătura aia de pe pază. Iar Butucaru și astea s-au intervenit în care dată, nu poate să spună nimeni că nu. Și la bleagă a fost intervenit când a fost nevoit să-l pagați și s-a arestat. Da, am spus, da, o să până târziu seara și o să o mucită. Mi-aduc aminte de un vechi prieten, să spun așa, de al nostru comun, care l-am pus în fruntea țării, care spunea, iarna nu-i ca vara. Așa că trebuie să avem mare grijă și... pas cu pas, următorul șef de al nostru, ales cu noi, să schimbi iarna. Ce trebuie să fac regulă. Da, să schimbi iarna. Rămâne în istorie. Nu, în istorie rămâne, da. Cum am venit la 50, am zis la faptul prima. Pe deal, acolo, la Magare, dar nu poate lucra nimeni acolo. Cu mașină specială, nici de coborât. A coborât la audio ăsta, la genul lui problemă, o intrat în pom. Din câte mi-aduc aminte, domnul consilier, 100% s-a dus. Și dacă mergi cu mine acum, s-a consumat unul primar. Există antiderapat acolo, dar mai trebuie niște oameni să vă pună la rost. Nu vine să vorba de oameni, domnule. Doar că și pe ei. Și încă ceva. Planificați o ședință la noi pentru terenul de pe Islaz. Oamenii nu sunt de acord cu deciziile care le-a dat primăria, cu hotărârea Consiliului Local care s-a hotărât atunci din 2007. Și... la că, fac o chestie abuzivă, așa. Dacă eu aș intra în grădina dumneavoastră, 100% nu v-ar conveni și m-ați scoate afară. Dumneavoastră ați intrat acolo, la Bășca, în grădina noastră, da. A Consiliului Local. Ce? Îmi puneți și bășnițe. V-am mai spus-o și o mai repet. Nu noi. Am avut discuții la prefectură, la oficiul juridic și mi s-a spus clar. Negociem cu o firmă specializată pe asemenea chestii și demolă. Pentru că s-a ocupat abuziv acel teren. Nu, păi de pomană nu putem să dăm acel teren. Trebuie să se respecte hotărârea Consiliului Local, acele valori care s-au impus pe metru pătrat să achite. Cine nu achite, eliberează terenul. Este clar. Mai bine să pune cu abuziv. S-a aplicat și cu oile. Pentru că suma care s-a stabilit pe metru pătrat, eu personal aș cumpăra acolo 4 hectare.
nu-mi permite nici funcția, nici locul și nici consiliul local să facă așa ceva. Deci n-ar mai cumpăra nimeni nimic. La valoarea care s-a venit, dacă nici aia nu achitați și nici redevența din urmă, pentru că nimeni nu-ți capătă așa ceva, facem contract cu o firmă de demolări, o să ne uităm din deal cum se dărâmă casa. Asta este vedea. Pentru că dacă eu vin în grădina dreastră și îmi pun acolo o rulotă, îmi dai foc. Domnul primar, dar știți că e bine foarte greu acum să-i luați din urmă un sume care în momentul când au ocupat abuziv acolo, au fost înștiințați și s-a făcut un contract. Conducerea care a fost atunci în primărie sau de unde a fost, Se aprobă patru hectare scoase din pășune. Cu scopul recuperării suprafeței din banii de la dumneavoastră. Păi banii care se scoate se poate cumpăra. Există teren, este așa cumpărat teren. Acum dumneavoastră susțineți că nu dați bani, că vi se pune... Dar este cumpărat teren, nu mai trebuie bani. Dăm bani. Dar vă dați seama că la o suprafață mare, n-are cum să dea 50-60 de milioane de dată. Nu-l obligă nimeni. Dar de ce au ocupat de suprafața aceea mare și ocupat, dacă el nu are... Dar de ce nu știu să fie asupra și forțat atunci să dea anual o sumă de bani? Dacă eu nu permis să plătesc, mă retrag cu gazul și mă retrag mai puțin, plătesc mai puțin. Nu știi, ce este de trebuie? Dar m-am făcut și locar chestia aia. 300 de metri pătrați. Dacă ai depășit, toți asumă mi-s. Dar am venit primul mandat chestia asta. Noi am pus înainte la fiecare vot, am pus taxele astea pentru așa ceva, nu? Păi cum nu? Să spună domnul viceprimar dacă a fost acolo. Cu jandarmerii și cu ce ați fost nevoastră. Da, a fost pentru arții. Pentru ce chestie? Nu, a fost pentru taxa de arborii la primărie. Numele s-a pus taxa asta și potea s-a pus pe terenul care ai barbă, e vorba bătrânească, m-a spus domnul consilier, da? Ai barbă, să ai și piatră. Atâta timp cât ai ocupat abuziv și ți-o convenit din suprafața respectivă, s-o plătești. Noi am pus niște taxe impozite aici, în primărie, în consiliul local, și cine a spus da, da, a spus. Și dacă n-a plătit și s-a dus, nu are decât. Ar trebui acum să ia și impozit. Să ia acum... Și din urmă. Am fost de acolo. De la data concesionării până în prezent. Cine nu, părăsește terenul. Absolut. Nu vrea credință, dar trebuie să plătească atunci când trebuie. S-au grimunat cu oameni. Sunt care au și 2.000 de metri pătrați. Păi dacă ai suprafață mai mare, plătești mai mult. Nu, noi putem să facem parcere decât de 300 încă o dată. Avem o grămadă de cereri care stau și zac acolo. Cum putem să-i unul? Dar eu sunt locat 300 de metri pătrați, da? Și cine vrea mai mult, îți plătească cu alt preț. Dar e alt preț stabilit. Este 300 de metri pătrați, este 2 lei de metru pătrați. Vreau să vă mai arăt și eu, domnul primar, a avut o discuție. Domnul primar a avut o discuție dimineață cu referitoare la niște proiecte care ne-am propus anul ăsta să demarăm procedura de achiziție pentru firmele de consultanță pe proiectele. Fâncă asfaltare încă la 7 km de drumuri locale. Tot ce mai găsim care merge și îndeplinesc condițiile, deci vrem să continuăm cu asfaltarea, că vin măsuri, deci se deschid programe pentru măsuri. Pentru un centru multifuncțional, ca să putem prinde acel cămin care în vești și pur unul să putem cu cămin cultural să facem. Ba pe construire cămin cultural nu vin. Dar pe centru multifuncțional, azi putem s-a discutat, se poate, deci putem face o construcție. Iluminat public, bănuiesc acelui iluminat care peste tot a fost cu acei senzori de la soare, bănuiesc că ăla se referă. Trebuie să avem în vedere faptul că folosim becuri pentru iluminatul stradal, să acopere cât de cât zona unde sunt amplasate lămpile, de 125 de W. Astăzi, pe piață, au ieșit acele lămpi cu LED-uri, cu garanție de 3 ani, 5 ani, cu o putere de luminozitate de 2.800-3.000 luminofori, care, la un singur, făcând
așa, echivalentul la o lampă de 125 de wați, punem 4 lămpi de 30 de wați, care, una, diminuează consumul, diminuează factura, plus că și puterea de luminozitate este mult mai mare. La noi a venit o firmă care nu am fost de acord cu asemenea chestii, ni s-a propus ca timp de 5 ani să facem un contract cu ei, ni montează ei lămpile și să plătim aceeași factură care o plătim astăzi. Nu ne convine, că pentru noi mai luăm și decizii din astea. Astăzi întrerupem butucarul. Stă două zile fără curent, facem reparații. Am făcut o economie. Întrerupem Dragomirul Poimen. Întrerupem. Nu, lor trebuie să plătim aceeași factură care o plătim astăzi. Noi astăzi la lumină, la curent, plătim lumina stradală 120-150 de milioane. Deci, schimbând acele lămpi, prin proiect, nu cu banii de la bugetul local, facem și o economie valorică la factură și facem și un coeficient mai bun la ceea ce înseamnă luminozitate. Nu reușim cu acest proiect de finanțare, o să vin cu o propunere de Consiliul Local să înlocuim pe sate sau măcar strada principală de la intrare în Berzunț până la ieșire din Buda spre Cernu, să înlocuim lămpile vechi cu celelalte noi, de unde diminuăm factura la curentul electric. Și pic cu pic economisim dintr-o parte și din alta, așa cum spune românul nostru, pic cu pic se face la cumare. Încercăm toate variantele, pentru că vreau să vă aduc la cunoștință că am primit acele cifre la buget, care v-am spus că nu sunt încă legal puse la dispoziție. Bugetul este același, aproape ca anul trecut. În schimb, nu s-a ținut cont că anul ăsta, așa cum vedem la televizor, s-a propus mărirea salariului minim pe economie și ne-am luat în calcul o marjă de 40%. Așa cum a pus-o guvernul, că până în toamnă salariile se vor mări cu 40%. Am luat o marjă la salarii de 40% și vreau să vă spun că dacă am avut 4 miliarde și 300 la salarii anual, înmulțiți cu 40% să vedeți cât s-a mai luat din bugetul local cu bani cu care noi puteam face altceva. Ne limităm, nu știu, cum și până unde să strângem cureaua, așa cum mai spunea tot un șef de al nostru. Până unde și cum strângem cureaua. Numai că a zis-o de vădă ouă. Toată un an dificil, mai ales că astăzi se întâmplă ce se întâmplă în țară, e un an dificil. O să vedem cum strângem cureaua, cum ne organizăm ca să facem măsuri, să putem depăși. Și încerc, și încerc, încerc, scuze, încerc. Adică ne-am propus aici, am avut o știință, trebuie să vă înștiințez, pentru că v-am văzut că tot ceea ce se face în primărie, dumneavoastră trebuie să le știți. Și eu îmi fac datoria să vă le spun. Încercăm să facem proiecte din astea pe bani europeni și prin Ministerul Dezvoltării, cu care să acoperim anumite chestii și să facem ceva. Că am spus că dacă facem un cămin cultural, nouă ne trebuie cel puțin 7, 8, 10 miliarde pentru construirea unui cămin cultural. Cu un proiect din ăsta cheltuim 200-300 de milioane bani vechi, deci 20-30 de roli, care acoperim cheltuielile pe ridicări, topo, scrierea, studiul de fezabilitate și ce ne trebuie și acolo. Și a scutit o sumă destul de mare în vederea construirii unui cămin. Pentru că ne doare foarte tare, vin tineri din localitate care mă întreabă și vă spun sincer că am așa o reținere când văd că nu-și găsesc loc pentru o nuntă pentru oficializare căsătoriei, nici în Moinești, nici în Onești, nici în Comănești, nici în ocupate, ocupate până în 2018 inclusiv. Având un cămin aici la Berzunț, imaginați-vă că ar veni un ban la bugetul de stat, am avea un om care să ocupe de cămin, am putea organiza fel și fel de concursuri, șac, tenis de masă, eu știu, alte spectacole care le-am putea organiza în acel cămin. Și încercăm pe toate fronturile. Știți că am avut un proiect depus la CNI. Nu mai vin bani pe acea ordonanță de la
guvernul nu mai dau niciun ban pentru construcții noi. Și atunci ne-am retras de acolo pentru a putea actualiza din nou avizile și o să cer o modificare, că acel proiect a fost făcut pe standarde europene și cumprinzând în el ca și construcții sală pentru artiști, sală pentru pregătire de personal, sală pentru nu știu ce. Ei, o să renunțăm la toate astea, să facem un centru din ăsta multifuncțional care să poate pe timp de zi socializa bătrânii, oamenii cu probleme. Intenția este mare de a oferi o masă caldă acelor oameni care vin acolo, iar în zile de weekend și atunci când este nevoie să-l punem la dispoziție tinerilor pentru nunți, pentru căsătorii. Și alte două proiecte era extindere și canalizare și o stație de curare și la celelalte 6 școli, că ați văzut că de avea pe 2 depunem proiect pe Ministerul Dezvoltării, să facem și pentru celelalte 4, pentru grupul sanitar. Deci astea sunt proiectele, pentru astea vrem să demarăm procedurile, să... Plus proiectul cu EONU, care astăzi da. Băieții lucrează pentru construirea unui post de transformare în capătul satului Dragomir. Da. Unde am făcut deja demersuri, am trimis cereri, am dat acum pentru reactualizare PUC, ni se cere și acolo studiu de fezabilitate, ni se cere proiect, ni se cer multe. Am luat legătura cu cei de la Ion pentru a prelua o parte din Dragomir, că știți că există un singur post de transformare, iar oamenii se plâng pentru căderea de tensiune. Aceleași chestii și la Bușca, și la Mureni, și la Butucaru. Perimetrul locuibil al comunii s-a mărit, rețeaua electrică s-a lungit, puterea instalată nu mai ajunge corespunzător la capăt de rețea și pentru asta intenționăm ca în fiecare seară să facem câte un post de transformare, iar urgent, începem cu Dragomirul, unde deja sunt case și nu au aviz de racordare la rețeaua Ionului. La Bâșca, din fericire, există PUG pentru casele de la Izlas și așa acolo intenționăm să construim rețea și să îmbunătățim factorul de putere la transformator. Deci să fac demersuri, într-un cuvânt, în primărie, chiar vă spun sincer că echipa asta tânără, Oana, Adrian, Gabi l-a pus pe jar, că răspunde la toate, nu îl lasă nici să sufle. Și fac documente și trimit hârtii zi de zi documente întregi. Vreau să știți chestiile astea, că ne dăm tot interesul și bine. Încercăm să facem pe ceva. Dar cum așa cu ce? Problemele la diverse. Am făcut... Ăla într-o zi poate să cadă o ajută și ara tot lumea în Dragomir. Dumneavoastră, întâmplarea face că eu vin din domeniu și pot să vă dau niște date fixe. Doamna secretară este aici lângă și să vă spună cât e cererea am făcut la Ion, la Iași, la Târgu Mureș, la... unde ați făcut cererea? Peste tot, pentru, cum se spune, o modernizare și pentru reabilitare rețea. Nu acolo. Și să vă spun că pe Butucaru, lângă postul de transformare, există doi stâlpi, spre norocul nostru, se întâmplă așa. Unul s-a înclinat așa și unul așa. Că dacă se înclina și ăsta la în aceeași poziție, oamenii ajung cu mâna la fire. Le-am făcut el adrese. Transportul de energie electrică a rămas monopol de stat, a rămas la stat. Nu au bani, o deservesc prin servicii, contracte de servicii, diferiți agenți economici. Nu fac nimic pentru așa ceva. Ei știu doar o singură chestie. Dacă ați observat, și acum, de exemplu, la Buda s-a câștigat o licitație și un contract cu EONU, unde se fac modernizări. Spre bucuria noastră și a celor care locuiesc acolo. Că se schimbă și rețeaua. Se pune rețea torsadată și smărește coeficientul ăla la kilowatt, la puterea instalată. Pe zona Martin și Dragomirul s-a schimbat blocul cântarul de energie a beneficiarului, a celor care ne-o vinde și nu ne interesează, de fapt, cum să zic eu, bunul mers, al zis așa, al instalației de a ajunge tensiune normală în casa omului. Se plâng oamenii că nu merge mașina de spălat, să ard frigiderii, să nu știu ce. Domnul consilier Secară știe că și pe Morena au venit, au făcut măsurători. La ei dă 220-230 de volți, iar noi când măsurăm avem 170.
pierde pe traseu. Eu am zis că era ușor, era dacă... Au niște juriști... Au niște juriști bine puși la punct, cu care îi plătești și bănuiesc cu bănuți și dau niște răspunsuri la care te impui, nici nu știi ce să inclusiv am făcut adrese către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, ANRE. Așteptăm răspuns de acolo. Dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința noastră, vă mulțumesc pentru participare.